Stigmatizarea este cea mai mare problemă a românilor cu epilepsie. Din acest motiv, unii dintre ei evită să declare că suferă de această afecțiune. O cercetare a Asociației Pacienților cu Epilepsie din România, Aspero, realizată cu ocazia Purple Day 2023, cercetare care va continua pe tot parcursul anului, a scos la iveală că 29% dintre românii chestionați nu au declarat diagnosticul de epilepsie la înscrierea la școală sau la angajare, iar 33% și-au schimbat școala ori și-au pierdut jobul din cauza bolii. Avem și pacienți care refuză să meargă la medic. Pe de-o parte, din discuțiile purtate cu ei, am înțeles situația. Noi avem o statistică. Aproximativ 125.000 de oameni diagnosticați, dar din sursele specialiștilor numărul lor este aproape dublu, pentru că sunt foarte mulți pacienți care cu forme ușoare de epilepsie nu sunt înregistrați ca fiind bolnavi cu epilepsie, deși ei și-au tratamentul de epilepsie. Dar preferă să țină ascuns acest diagnostic, ne întoarcem la vechea poveste cu angajatorul. Pentru a nu aș pierde prietenii, pentru a nu aș pierde jobul, mai ales că mulți dintre ei au funcții de conducere. În general, cei cu care eu am luat contact sunt oameni cu funcții de conducere. Avem și o categorie de pacienți care refuză efectiv diagnosticul sau care, în general, se întâmplă chestia asta la sate comune, în care nu sunt îndumați către psihiatrie. Este ciudat. Deci nu către neurolog. Boala în sine, epilepsia, este o boală neurologică, nu psihiatrică. Se face tot timpul confuzia între epilepsie și nebunie. Din perspectiva Asociației de Pacienți Aspero, pentru noi epilepsia în sine este o boală neurologică, este o descărcare electrică care poate dura câteva minute și care nu, deci eu aș trata-o cel puțin cu indiferență. De ce? Mi-aș lua tratamentul ca pacient, dacă aș fi pacient, mi-aș lua tratamentul și aș încerca să lupt cu ea, să nu-i dau satisfacție să dea ea cu mine de pământ și aș prefera să fac aceeași activități pe care le-aș face de zi cu zi. Viața noastră de zi cu zi e o luptă. Așa și a pacientului, ar trebui să fie o luptă cu el, să-și demonstreze lui, nu trebuie să demonstreze cuiva lui, că poate să ducă o viață normală. Nu are nimeni dreptul să ne priveze de această viață normală. Și, în general, pacienții pot duce o viață normală. Potrivit Oficiului pentru Statistică Națională din Marea Britanie, mai mult de jumătate dintre persoanele cu epilepsie de vârstă activă sunt inactive din punct de vedere economic. 53% dintre englezii cu epilepsie nu sunt angajați și nu își caută de lucru. Potrivit cercetării Aspero, 29% dintre românii cu epilepsie nu pot lucra din cauza diagnosticului, iar teama de a nu face crize de epilepsie reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale acestor pacienți, fie ei copii, fie adulți. Ce se întâmplă când asistăm la o criză de epilepsie? Da, deci în primul rând, în momentul în care avem de face cu un copil sau cu un adult cu epilepsie, primul ajutor e cam același în toate situațiile, dar în special la copii, întotdeauna rămânem în permanență lângă persoana care se află în criză, îndepărtăm toate obiectele contundente, tot ce ar putea fi dur, de care s-ar lovi persoana, să nu se rănească în funcție de tipul de epilepsie pe care îl are. Dacă avem ceva la îndemână moale, o bluză, un sacou, ceva împăturit și pus sub cap pentru cei care au crize mai dure. Deci asta e o singură formă din 7-8 forme de epilepsie. Adică îl protejăm să nu se lovească. Nu băgăm nimic în gură, conform miturilor din popor. Încercăm, dacă cumva este adult și are cravată sau are ceva în jurul gâtului, să îndepărtăm, deci de ce, pentru a lăsa căile respiratorii cât mai libere. Îl întoarcem în poziția de cubit, lateral, poziția de siguranță pentru orice pacient. Și așteptăm ca pacientul să-și revină. Nu-l mișcăm brusc, nu tragem brusc, nu-i dăm apă sau mâncare până el nu devine conștient. Nu se sună imediat la salvare. În condițiile în care, mai ales la școală, deci, așteptăm cele 5 minute, clasic. Dacă nu știm despre copil
sau despre adultul respectiv, pentru că poate fi o criză pe stradă. Ceea ce noi de regulă nu prea mai acordăm primul ajutor, dar ar fi indicat să ne uităm la cei din jurul nostru, din prejurul nostru. Dacă criza durează mai mult de 5 minute, atunci e bine și nu știm despre acea persoană absolut nimic, să sunăm la salvare. Se mai sună la salvare în condițiile în care pacientul nu își revine sau, după prima criză, el intră într-o altă criză. Dacă cumva, nu știu, poate unii pot acelebră țări sau are asupra lui documente că mai este cardiac sau suferă de o altă boală cronică, diabet, bolile cardiovasculare în general, sau dacă este o femeie gravidă, se vede cu ochiul liber, atunci e indicat să anunțăm salvare. Dacă pacientul intră din criză în criză, se ajunge în status epileptic, acolo chiar este nevoie de intervenția salvării. Deci noi nu avem ce să facem. În mare parte știm, unii dintre noi care suntem cadre medicale, știm ce ar trebui făcut, dar nu, omul de rând nu poate interveni. Adică atunci sunt anumite medicamente injectabile care se dau și automat omul de rând nu poate interveni. Dar el își revine oricum. Deci, de cele mai multe ori, pacientul își revine singur. În cazul copiilor, aș mai recomanda, pentru că avem foarte mulți privitori, să îndepărtăm acei privitori, pentru că copilul își revine și are, după criză, are nevoie de un timp, poate puțin mai lung decât adultul, pentru a reveni în mediul actual, dacă, de exemplu, a avut criza loc la școală, ca să revină în anturaj și în fața colegilor, el are nevoie de un timp mai îndelungat. Să accepte că a avut acea criză și dacă am avea educatori, profesori care să știe să-i încurajeze, că totul a fost, a trecut, i-ar ajuta, i-ar încuraja foarte mult să se deschidă în fața colegilor.